Bună seara, îmi face o deosebită plăcere să mă regăsesc în platoul de filmare la TV Galați cu domnul profesor Ionel Cândea, cu care acum aproape 3 săptămâni, domnule profesor, am făcut o emisiune pe care am zis-o noi că este de dat pe postul național, cu privire la 1 decembrie, sărbătoarea românilor. Da, probabil că telespectatorii trebuie să dea verdictul. Păi, sigur am spus treaba asta după ce am stat de vorbă cu mulți dintre cei care ne-au urmărit și care realmente ne-au felicitat, pe dumneavoastră mă special, că eu nu aveam ce mare lucru să spun. Ne reîntâlnim cu un subiect care sper să stârnească puțin și dispute și interes din partea spectatorilor și telespectatorilor. Vorbesc despre sfârșitul acesta de an, care de fiecare dată pentru noi români înseamnă întoarcerea repede la familie, indiferent pe unde suntem, pe unde lucrăm. Sărbătorile de sfârșit de an, care nu înseamnă doar Crăciunul, înseamnă ele mai multe. Da? De pe la Sfântul Andrei încep mai multe sărbători. 30 noiembrie Sfântul Andrei. Sigur, 6 Sfântul Nicolae. 6 Sfântul Nicolae, 27 după Crăciun, după Crăciun. Vorbim, apoi Crăciunul și după aceea, a treia zi de Crăciun, avem deja Sfântul Ștefan. Da? Și apoi sfârșitul an calendaristic. Anului calendaristic acum, pentru că într-o vreme anul calendaristic la noi, la ortodoxi, la români, începea conform calendarului bizantin la 1 septembrie. 1 septembrie. Ori din această chestiune acum rezultă un sfârșit de an totdeauna foarte plin, cum spuneați, cu sărbători, mai mult sau mai puțin tradiționale, cum tot am discutat. Da. Una dintre marele mele dileme de la un moment dat, pe care mi-ar plăcea să o discutăm astăzi, este că nu ajungem doar să confundăm tradițiile cu credința, ceea ce probabil n-ar fi rău deloc, pentru că până la urmă credința și tradiția merg într-o bună măsură mână-mână, dar confundăm cu foarte multe apucături care se cheamă superstiții. Da. Citeam pe site-ul creștin ortodox al Patriarhiei, pentru că am încercat să iau cât se poate multe de informații de acolo, mi s-a părut mai mult decât onorabil și pertinent. Și realizam că mare parte din ceea ce vedem noi de jur împrejur nu au mare legătură cu credința noastră creștină. Și știți cu siguranță mai bine ca mine, Crăciunul până în anul 400 după Hristos nici nu a existat în elementul de rit ortodox. El după Niceea... Toate au o istorie a lor, toate sigur. Sunt în dezvoltare istorică. Toate. Nu există, dar de aceea cei care se cheamă creștini nu își serbează ziua numelui de Crăciun pentru că nu este o aniversare a nașterii Domnului, că nu este cazul, ci din contră este un motiv foarte important de a gândi spiritual vorbind că ziua cea mai scurtă tocmai s-a încheiat, urmează să crească ziua, apare lumina, dumneavoastră știți foarte bine sunt semnificația. Sunt și elemente de calendar în același timp, pentru că, iată, nașterea lui Iisus, nașterea Mântuitorului, lumina care vine, apare în cel mai greu moment al anului calendaristic, al solstițiului de iarnă, care sigur e între 22-23, dar sunt câteva zile acolo, 2-3 zile, care au practic aceeași măsură pentru zi și noapte. Avem noaptea cea mai lungă, ziua cea mai scurtă. Și în acest context, sigur, așa a fost gândit și dacă ne întoarcem înapoi încă în epoca păgână, avem asemenea elemente cu sărbători ale acestei zile, cu sărbătoarea acestei zile, acestui moment din calendarul, nu? Din calendar, din ceea ce înseamnă anul ca timp, în momentul, repet, în care ai cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte. Exact în acest moment apare și se subliniază în felul acesta ideea de mântuire, de salvare a oamenilor, a tuturor, inclusiv a luminii care devine mult mai multă prin nașterea pruncului în 25 decembrie, deci la solstițiu de iarnă.
cu niște imagini pe fundal, așa cum ne-am obișnuit, aș vrea să încercăm să dezbatem, dacă se poate, acest parcurs de aproape o lună de zile, poate chiar mai bine de o lună de zile de sărbători de iarnă, din mai multe unghiuri. Unul dintre ele este, și eu mi l-am dorit de foarte multă vreme a discuta, acela al sfârșitului unui an care pentru noi românii agrarieni, ca să nu spun țărani, da? Oameni legați să rămânem țărani, dar spirit, n-am rămas, da? Era legat de natură și de mersul lucrurilor indisolubil. Vorbeam până să înceapă emisiunea cu dumneavoastră despre mentalul aproape colectiv al țăranului referitor la timp. El, omul care lucrează pământul și lucrează de câteva mii de ani, nu gândește timpul ca noi, cei din momentul acesta, la care ceasornicul electronic sau acela mecanic se învârte inexorabil. Pentru el totul e legat de natură, de activitatea lui. Da. Da? Sfârșitul de an pentru el era un așa zis moment de relaxare. Momentul în care după ce a trudit vreme de probabil 9 luni de zile, în care și-a împlinit într-un fel sau într-altul întreaga activitate. În care a mâncat probabil mai mult sau mai puțin carne, dar cu siguranță foarte multe vegetale, pentru că o permitea vremea și trăia în comunitate cu natura, cu ceea ce îi dădea, nu mânca, știu eu ce, andive și alte minunății, că nu existau. Da. Nu e un lucru rău sau bun, asta era. Și vine sfârșitul anului în care el deja nu mai poate lucra pe câmp, că nu mai are cum, începe să facă ceea ce e de făcut în casă. Da? Și el și soția lui. Și el și familia. Și familia. De aici apar șezătorile, da? Da. Cu tot ceea ce înseamnă socializare, cu tot ceea ce înseamnă prietenii, ajutor pentru ceilalți, lucruri care sunt în perfectă concordanță, după mintea mea, cu ceea ce înseamnă atitudine de creștin, aceea de grijă pentru aproape. Da? Pe mine însă mă interesează foarte mult să văd dacă ne-am depărtat de la cele așa zis tradiționale și care au o strânsă legătură cu credința, da? Da. Și ne-am alienat într-o zonă, spunea cineva seară la radio. Domnul, alienarea e cu siguranță prezentă și dacă vreți e prezentă mai mult și mai mult și cu asta fac o subliniere de principiu cardinală pentru discuția noastră, mai ales la oraș, în mediul citadin. Deci aici noi trebuie să înțelegem că tot ceea ce ați spus până acum și corect și adevărat cele ce le-ați prezentat, se petrec, s-au petrecut și se mai petrec încă, zic eu, în mediul rural, la țară. Numai că, vedeți dumneavoastră, viața și în România, de la un anumit moment, de la un moment dat, a devenit o viață mai mult citadină, deci marea majoritate a populației o avem încă la orașe, la ora de față, nu? Și destul de puțină, așa și cum a rămas cu plecarea atâtor români în alte locuri în Europa, cei care trăiesc la țară sunt tot mai puțini. Prin urmare, vreau să vă spun că noi când ne gândim la tot ceea ce propuneți dumneavoastră, această lună de sărbători de iarnă, le vedem în mintea noastră, pe de o parte, prin prisma a ceea ce am trăit unii dintre noi în copilărie, eventual la țară și asupra acestei chestiuni am să revin, și ceea ce se întâmplă astăzi, cel mai adesea, la oraș unde locuim. Nu? Ei, câtă vreme noi locuim la oraș și orașul a încercat la noi să fie într-o oarecare măsură continuatorul unor lucruri, unor datini, unor obiceiuri, a unor sărbători din mediul rural, lucrurile pot să meargă pe aproape, pot să meargă cât de cât pe aproape. Cât nu, sunt, și aveți perfectă dreptate, sunt serioase devieri și alunecări de la ceea ce se cheamă tradiția și de la ceea ce se cheamă aceste obiceiuri de iarnă. Interesant este faptul că am ajuns în momentul ăsta și asta vreau să vă zic că aseară am ascultat la radio cu totul întâmplător un preot catolic la radio
actualități, sau mă rog, cum se cheamă în momentul de față, da? Și spunea așa, aproape în glumă, că trăim un Crăciun de supermarket, la care Crăciun sau Moș Crăciunul este reprezentat de crăciunițe foarte tinere, foarte dezbrăcate, foarte prezentabile de altfel, dar... Sau, dacă e să vă dau eu un alt exemplu care l-am văzut și la care nu mi-a plăcut, o anume reclamă pe un anume post care a preluat melodia unui colin, unui foarte frumos colin și care îi trage pe melodia respectivă un produs, sigur că da. Sigur că astfel de lucruri și mai ales acum în acest sezon, categoric reprezintă arenă, reprezintă lucruri alături cu drumul și cu tradiția, pentru că tradiția ce e altceva decât transmiterea, da, prin viu grai, că asta este tradiția, nu e una scrisă aici mai ales, e transmiterea prin viu grai a unor sărbători, datini, obiceiuri. Cum au fost ele la origini? Aici vrem, nu vrem, pentru că spuneam că am să revin la chestiunea cu satul și ce înseamnă satul, mai ales satul românesc, despre noi vorbim, pentru sărbătorile de iarnă, trebuie să spun că avem un text care l-aș recomanda, l-am recomandat mereu, îl pomenesc și îl recitesc, vă rog să mă credeți, este discursul lui Lucian Blaga la Academia Română pe 5 iunie, întâmplător era ziua de naștere a lui Iorga, 5 iunie 1937, deci iată sunt aproape 75 de ani de atunci, de când Lucian Blaga, chemat la Academie, de sporul de populație al României și al României nu întregite, era chemat la Academie fără să fie avut un predecesor. Cum? Cutuma Academiei Române era aceea de a se face elogiu celui dispărut la așezarea în fotoliu a celui nou numit, nu? Ajuns la Academie între nemuritori, Blaga a înțeles să facă atunci un lucru extraordinar și el face elogiul satului românesc. Și își amintește și prezintă în cea mai de sus treaptă a intelectuală, pe cea mai de sus treaptă a intelectualității române, deci într-un mediu profund românesc și unde este elita românească a gândirii filologice, istorice, tehnice și așa mai departe, prezintă satul românesc așa cum și-l amintește el, care a copilărit la Lancrăm, nu? Lângă acolo în Sibiu, și care are pentru el câteva lucruri fundamentale. În primul rând spune, mă gândesc la satul meu și mi-l amintesc prin două lucruri esențiale. Biserica din centrul satului, care este casa lui Dumnezeu, da? În care nu puteam să nu mi-l închipui pe Dumnezeu locuind în spatele iconostasului, zice, acolo îl localizam cu precizie. Și această chestiune este una, spune Blaga, care nu este o poveste ca oricare alta și pe care s-o accept sau nu. Era un lucru pentru care credeam, pe care îl credeam cu toată ființa mea de copil. Și al doilea lucru, zice, cimitirul, morții. Și aici spune, sunt două planuri esențiale, casa lui Dumnezeu și morții, adică cei plecați dintre noi și nemuritori. Da. Iată ce însemna satul românesc, satul din Ardeal, spune Blaga la un moment dat, o și recunoaște, zice, nu cunosc în amănunt alte medii rurale din țara românească, dar cunosc foarte bine satul Ardelean. Și pe această chestiune spune el, și de aici la fel vă pot da două, trei exemple din expunerea lui Blaga la Academie atunci, spune, noi copiii, spune, la un moment dat purtam discuții de o adâncime, spune, filozofică, extraordinară. Și zice, vă dau un exemplu. Eram odată strâns vreo 7-8 băietani în mijlocul satului, da? Și dintr-o dată unuia dintre noi, nu știu cum, i-a venit întrebarea, care a sunat așa, cum o fi oare să fii mort? Sau întrebare a unei copile care alerga și sărea gardul cimitirului și mânca prune, culegea prune și spunea următorul lucru. Când prunele erau amare sau verzi sau, mă rog, de un alt gust decât cel al prunii, spunea probabil că mortul de la rădăcina prunului a fost un om rău. Un om rău, da. În timp ce pruna de bun gust era un om bun la lucruri de o simplitate. Da. Lucruri de o simplitate fundamentală, uluitoare. Corect.
Și de aici vreau să vă spun, și probabil că o să mai revin cu acest text, pe mine mi se pare fundamental, pentru a ne defini ce sărbători am avut, ce serbam și cum serbam, da? Și ceea ce astăzi, în special, repet, ca să se înțeleagă, cred eu, orașul, mediul citadin, a schimbat, vrând nevrând, a schimbat aceste lucruri. Ele, dacă au rămas sau trebuiau să rămână așa, trebuiau și ar fi trebuit să rămână doar în mediul rural. Domnule profesor, istorie și tradiție. Istorie înseamnă izvoare în general scrise. Și da? Altele, nu numai. Și, altele. Și materiale, dacă avem, arheologice. Tradiția stă alături de, istoric, de istorie, aproape, da. În permanență, da. Păi și aici avem o tradiție extraordinară în privința istoriei noastre, începuturilor, da, noastre. O să mă iertați, vreau să o facem cât mai dinamic discuția. Sigur, da. Deci, iată aici tradiție. Tradiția noastră despre începuturile țării românești ale Moldovei. E vorba de tradiția despre descălecat. Am auzit cu toții copii și de la grădiniță, de când se dau primele elemente, se dădeau, că acum nu se mai dau, istoria nu mai... Nu mai trebuie. Nu mai trebuie. Nici geografia nu e chiar bună. Aproape nici ea nu ne trebuie, da, că dacă tot o să vin câteva regiuni acolo adunate, nu are... Euroatlantice. Nu are, sigur că da. Dar spuneam, tradiția despre descălecat. Tot timpul s-a spus că asta este o legendă, că ea trebuie să iasă din manualul de istorie. Și a venit un istoric de rafinamentul și de adâncimea și de viziunea lui Gheorghe Brătianu, care în perioada interbelică, aceeași binecuvântată perioada interbelică pentru evoluția noastră spirituală, culturală, a dat o carte și intelectuală, a dat o carte extraordinară despre tradiția, despre începuturile țării, descălecatul pentru țara românească și Moldova. Și a făcut o demonstrație uluitoare în care tradiția, deci această povestioară despre descălecatul lui Negru Vodă în țara românească. Se știe, în Moldova e Dragoș cu vânătoarea. Dar în țara românească pe Negru Vodă îl analizează și iată ce face, cum face tradiția, după aceea devine izvor. Se spune, dă-i, Negru Vodă, Negru Vodă, Negru Vodă, până la un moment, după care devine Radu Negru Vodă. Și lucrurile se leagă iarăși de un personaj foarte important de la începuturi, care după aceea este și identificat. Deci, tradiția și în istorie are valoarea ei cu totul specială, excepțională. Și... Scuzați-mă, da, imaginile din spate, evident, Sfântul Andrei, da? Legate de tradiție și de superstiție. Da. Da. De fiecare dată, noaptea Sfântului Andrei, măcar în literatura folclorului, apărea legată de acest lup pe care îl vedem în momentul de față, că urlă amorțiu și a toate celelalte, cu moroi, cu... Da, evident, ceea ce oamenii vreme de mii de ani au strâns în ei, frustrări, frici, da, da? Le-au transformat într-un fel sau într-altul în superstiții, da. Superstiții care apoi au încercat într-un fel sau într-altul să și le rezolve. Și din o analiză, mie mi s-a părut foarte pertinent a unor oameni de cultură care și-au scris articolele pe site-ul creștin ortodox al Patriarhiei, am înțeles că foarte multe dintre sărbătorile religioase la noi, și nu numai, da, și peste tot în Europa, acolo unde oamenii sunt creștini, și-au legat de anumite sărbători. Sfântul Andrei este unul dintre personajele care, din punct de vedere al credinței noastre, apără de tot felul de fenomene dintre acestea supranaturale sau paranormale, sau cum vrem noi să le spunem. Noaptea Sfântului Andrei, care, după părerea mea, este un început puternic, dar foarte spectaculos al tradiției sfârșitului de an, cu usturoiul legat pe la ferestre, cu tot felul de povești. Nu vreau să le spun de scântece și altcumva, pentru că nu mai interesează în zona vrăjitoriei, a magiei. Da. Pe care... Ați văzut că de curând, da, iertați-mă, rămâneți aici, vrăjitorie, da, magie, da, ați văzut că lucrurile acestea s-au perpetuat la noi, da, în mediul citadin al Bucureștilor, care, da, sunt o aglomerare urbană, trebuie să o recunoaște, s-au perpetuat până astăzi. Deci noi avem un ev mediu târziu, sau întârziat, dacă vreți, în această instituție a vrăjitoarelor, care
Sigur, pentru oamenii cu mintea pe, cum să zic, la locul ei. Da. Treci și nu te interesează. Super mediatizată, pentru că e spectaculos. Super mediatizată, e spectaculos. Probabil produc și, sigur că produc și bani. Da, într-un loc anume, da. Banii trebuie să meargă. Dar uitați-vă ce s-a... Da. E o reminiscență, deci e un apendice. E un atavism sigur că mediu în plin... Ați atins cuvântul evmediu și m-am gândit brusc la perioada feudală și la mentalul colectiv feudal pe care îl trăim în momentul de față. Eu îl percep în toate felurile, și la nivelul discuțiilor obișnuite și în relațiile de muncă, oamenii am senzația că gândesc în continuare aproape ca în evul mediu. Nu știu de unde ne vine toată chestia asta, probabil că apropierea de zona agrară ne-a ținut mult. Da, acum recunoaștem un lucru, că în ceea ce ne privește concepția asta noastră despre viață de la o vreme încoace, sigur, s-a depărtat de spaimele totuși și de temerile omului medieval. Noi nu putem astăzi, la scara României întregi, sat și oraș, să nu vedem totuși că lumea are un orizont mai larg. Nu pentru toată lumea, mai larg, mai larg. Sigur, este, da. Este peste poate. Întâi de toate, tehnologia ultimilor ani, care este aș zice, devastatoare ca ritm și explozivă, ca posibilități, este explozivă, a dus posibilitatea ca și în mediul rural, pe care eu îl doream atât de conservat sau care merita prezervat, da. Să rămână. Dar și acolo lucrurile au explodat, pur și simplu. Și acolo sunt oameni, poate care de vârsta noastră, poate sau poate și mai puțin în vârstă, care pot mânui deja un PC și atunci ne dăm seama ce se poate întâmpla. Deci, cred că mentalitatea aceasta de care spuneați medievală este proprie, poate unora, și cu atât mai rău cu cât unii poate sunt oameni publici și au, cum să vă spun eu, manifestări de felul ăsta. De feudal. Dar, da, dar eu ce să spun, nu cred că la ora de față mai putem să vorbim de... Dați-mi un exemplu. Sau fricile ne bântuie. Fricile. Fricile. Frica... Și una dintre frici este foamea. Da. Și foamea este legată de această tradiție de sfârșit de an. Pentru că la sfârșitul anului omul poftește nu neapărat după un post. Da, dar îl învață în același timp învățătura lui strămoșească, creștinească, să postească și după aceea să se dea și să dedea mâncării. Mâncării, se și mâncării, da. După ce ai făcut un post și spiritual, da, și... un post... Tare mi-a plăcut la Mănăstirea Agape acum câțiva ani, când în postul Paștelui, întâmplător, am trecut pe acolo și am văzut un afiș mare pe ușa de la intrare, unde scria cu litere de o șchioapă. Da. Postul nu este dieta alimentară. Da. Lucru care pe mine m-a uns la inimă. Da? Da. Dintre toate cele cerute de credința noastră creștină, e mai la coadă problema mâncării și postitul de la ea. Cu toate astea, indiferent ce motive ne-au animat, la sfârșit de an ne dăm mâncări. E firesc, e normal, toate popoarele au, indiferent ce credințe au. Și cred că și biologic se cere. Sigur că da. De frig, de efort al organismului trebuie suplinit. Nu? Trebuie să mănânci carne. Cel mai bun prieten al omului este cu siguranță porcul. Da? La noi. Sigur. Și la chinezi. Că de la ei ni se trage. Nu la musulmani, de asta spun. De nu, ei luau cervișul de la sigur noi. Sigur că da. Trebuie neapărat să-mi spune și cum. Asta da. Mai ei luau cervișul de la noi și mâncau vitele. Asta este ceva whey. Printre. Porcul pentru român la sfârșitul anului și pentru noi cei din zona asta interesantă a luncii Dunării, că noi trăim în lunca Dunării până la urmă. Porcul este animalul pe care îl sacrificăm. Citeam în Deunez despre faptul că e așa un soi de poveste mai lungă. Ignat este numele unui individ care vă povesteam înainte de a întâlni la emisiune, că Ignat este numele unui individ, nu știu cât este poveste și cât realitate, care la tăierea porcului, când să-și asomeze porcul, taicăsul îl ținea, s-a răsucit, a avut loc un accident, l-a rănit mortal și a omorât, practic, accidental, tatăl.
momentul acela a reprezentat în această tradiție orală românească ideea de a vărsa puțin sânge din sângele porcului, care este și bun, printre altele, foarte bun de mâncat. Mai aveau și o explicație relativ interesantă cu privire la nume. Ignat, Ignis, foc. Da. Este legat de momentul acela a apariției Mântuitorului, nu? De altfel, la unele dintre colindele muntenilor, ale vlahilor, cum ne spun grecilor nouă, da? Da. Sau armânilor, da? Era obiceiul ca unul dintre copii să aprinde niște focuri pe dealuri și se vedeau de la distanță, de jur împrejur, de aproape toate satele. Da, iată, cum să spun, astea sunt obiceiuri deja, care tot prin tradiție, deci tot prin viugrai, transmise din generație în generație, nu? Au făcut, cum să spun, au umplut timpul, da? Și au suplinit o viață sufletească, care în lipsa cărții, deci a unor texte nescrise, doar a singurilor texte care prin repetare la liturghie se auzeau și cu siguranță după 2-3 anișori, orice copil, orice tânăr, orice om mai în vârstă, nu mai spune, își întipărea textul evanghelic și textul al liturghiei cu maximă exactitate și în afara deci unor texte care nu puteau să vină decât de aici, de la cultul practicat în biserică, alte asemenea, să le spunem, întâmplări, da? A căror semnificație era după aceea așezată, vedeți, tot în sens creștin, da? Umpleau și adăugau tradiția. Umpleau și adăugau ceea ce până atunci se știa, era sărbătorit, era întâmpinat și așa mai departe. Am înțeles că în perioada precreștină și har Domnului de la greci cel puțin am reușit să învățăm fantastic de multă filozofie și au fost filozofi precreștini care practic au devansat ideile pe care mesianice. Le întâlnim în bisericile noastre din nordul Moldovei. Cele pictate în exterior, se știu, Moldovița, Voronezi, mai departe, avem acolo filozofii. Avem acolo, la exterior, da, Sucevița, dacă mi-aduc bine aminte, avem Platon, avem mari filozofii ai Eladei, figurați acolo, între pre-creștini. Pentru cei care sunt familiarizați cu tipologia sufletului omenesc și eu mă bucur de fiecare dată să spun că am învățat că sufletul are trei părți, adică sentimentele, rațiunea și voința, da. Și această trinitate o regăsim și în credința noastră. Absolut. Dintotdeauna. Am înțeles că pentru mine sfârșitul de an nu înseamnă doar mâncare. Înseamnă și colinde, înseamnă și cânt și cântări și cântece, și stat împreună cu prietenii, și schimbat o grămadă de povești între noi. Pentru mine, sfârșitul de an înseamnă un moment al familiei, o reîntregire a familiei. Mai are vreo importanță în momentul acesta pentru orașul Brăila, pentru că suntem aici brăileni. Da. Da? Veniți la emisiune. Sigur, vorbim da? Galații. Sigur că da. Dar noi, în calitate de brăileni, da. Pentru că ne iubim orașul foarte tare. Da? Încercăm să și arătăm asta cumva. Mai există ideea fundamentală de familie luată cu tot cu obiceiuri de la țară și adus în oraș? Da, aici trebuie să vă spun că Brăila, structura ei, a populației Brăilei, e una mai deosebită. În județ întâlnim enclave de populație buzoiană și de acei extraordinari, să le spunem, urmași acelor extraordinari români de care spunea Iorga în 1928, că au rezistat tuturor vicisitudinilor și au creat rasa brăileană. Nu vreau să detaliați treaba asta, că îmi crește inima când spuneți asta. E, și mie, dar mă tem să nu fiu prea, cum să zic eu, obsedant pentru alții. Nu are importanță. În 1928, da, s-a întâmplat ca la Brăila să se proiecteze cu un an înainte de anul aniversării a 100 de ani de la eliberarea de sub turci, fiindcă a fost ținut anul 1929,
și nu, deci al tratatului de la Adrianopol, care a consfințit internațional eliberarea orașului și revenirea lui la țara românească, împreună cu Giurgiu și Turnu, și se proiecta să țină unui congres studențesc, național studențesc. Și membrii comitetului de organizare i-au solicitat lui Iorga câteva cuvinte despre brăileni. Și atunci Iorga a spus lucrurile acestea, pe care pentru mine sunt absolut extraordinare. A spus el, Brăila, spunea în 1928 Iorga, oraș și județ sunt un punct de vioiciune și de energie în viața țării. Numai aici s-au putut ține sub turci oameni de o vitejie și o răbdare fără margini. Numai astfel de oameni, după eliberarea ei, au alergat aici pentru a pune bază noi stări de lucruri. Oricât la oraș, exact întrebarea dumneavoastră, oricât la oraș s-ar amesteca rasele, da? Rasa brăileană se menține. Peste aproape 100 de ani, 2028, e puțin mai încolo, dar hai să spunem, pentru 80, 70, 80 de ani de când s-au spus cuvintele astea, iată, cum să vă spun, situația pare să fie una, într-adevăr, în dificultate. Celebra rasă brăileană pe care o identificase Iorga la Brăila într-un secol de evoluție, 1828-1928, exact, nu mai există astăzi. Domnule profesor, da, cu scuzele de rigoare, pentru a face o mică o scurtă pauză de publicitate și reluăm imediat. Sigur, reluăm ideea, da. Revenim după pauza publicitară, după pauza publicitară continuăm cu ideea atât de interesantă. Bucuria pe care încercăm, mare pentru noi. Sau încercăm, să vedem care este situația astăzi. Păi, trebuie să remarcăm faptul că după 1928, după al doilea război mondial, practic de acolo începe din nou mutația, populația foarte harnică de greci și aducătoare de venituri din comerțul extraordinar pe care l-au dezvoltat, nu mai e în Brăila, decât la nivelul câtorva zeci, poate să zicem sute de familii, dar mixte. Pentru că între timp, căsătoriile mixte, dat fiind ortodoxia care ne unește, au dus la această evoluție. Ea e o evoluție care, în interiorul întrebării dumneavoastră, vreau să spun, ar trebui să rămână un element pozitiv. Deci n-am avea de ce tradiția aceasta a orașului Brăila, din punctul de vedere al sărbătorilor de iarnă, să fie modificată de acest element. Dar au plecat din Brăila sărbătorilor de iarnă o mare, o însemnată populație evrească. Au dispărut din Brăila, au plecat, nu mai sunt în Brăila, nu mai avem populația armenească. Nu mai avem în Brăila comunitatea bulgară care este, dar este firavă. Și foarte importantă. Și foarte importantă, care a spus cu școală, a edificat școală, biserică. Și pentru ei foarte importantă. Pentru ei foarte importantă. Păi, Academia lor de Științe s-a născut la Brăila, pe Bulevardul Cuza, acolo, în curtea bisericii, unde era casa parochială. Păi, sunt lucruri esențiale pentru identitatea lor națională, care plecau de la Brăila. Ei bine, toate aceste elemente nu le mai avem. Și avem acum, pe de o parte, deci o populație mult diminuată și ultimul recensământ, discutam, de la 240.000, Brăila are vreo 174-176, nu știu cât am înțeles, de mii de vor fi publicate datele, odată numericește. Și doi, eu spun că atâta vreme cât învățământul nostru gimnazial, învățământul liceal, nu va promova o oră, măcar pe săptămână, de istorie și de geografie locală, lucrurile nu vor intra pe un făgaș normal sau nu vor rămâne pe un făgaș normal. Suntem într-o deraiere, domnule. Am deraiat de la tradiție, de la obiceiuri, de la ceea ce trebuia să fie conștiința noastră de sine, da? Cunoașterea localității. Era un fapt fundamental înainte. Nu exista un învățător să nu spună copilului cine erau cei mai importanți oameni de târgu și așa mai departe. Din păcate, lucrurile au căpătat această culoare, dar de mulți ani. Și discutăm noi de dimineața 20. Astăzi, pentru că ne-am făcut timp să ne acordăm ideile. Da. Și un picture în picture cu siguranță ne ajută. Da. Am ajuns undeva de după 1950 să ne alienăm foarte tare de cele sfinte.
Și dumneavoastră ați făcut această observație, un lucru adevărat, eram un stat ateu, dar mai degrabă... Absolut, dar în care s-au făcut eforturi de bunicii noștri și de părinții unii să... Ca să nu o luăm razna de tot. Să nu luăm razna de tot și să da. Rămânem la... la... Rămăsesem doar la tradiții și am har Domnului, într-adevăr, pe vremea regimului socialist, comunist, cum vrem noi să-i spunem, s-a promovat foarte mult satul. Cu tot ceea ce se numește... Da, dar cu tradiții noi, în care badea exact. Cu tractorul, bădița era, nu știu, la ce apel, la colhoz, nu? Corect. Avea bundiță nouă, nu-i păsa, spunea că totul e al nostru, deci acolo merge și încolo, sigur, pe alte principii. Așa erau vremurile, asta... da. După 90, da. Mă rog, eu cel puțin așa am sesizat, utilizarea cuvântului patriotism a devenit brusc... O da, mare prostie aplicată în desuietudine da, total. Suntem desuieți da? Dacă vorbim de tot ceea ce se numește obiceiuri, tradiții, nu mai cadrează deloc cu nebunia de informații pe care trebuie să o înghițim vrând nevrând și nici măcar nu mai suntem în stare să le punem cap la cap. Dar ne unește ceva. Porcul. Porcul în adevăratul sens al cuvântului. Da, sigur. Da? E un moment al sfârșitului de an. Al Crăciunului. Ne da? Strânge pe lângă el. Care în tradiție trebuie sărbătorit în belșug, da? În belșug, pentru că și Plugușorul care vine să ureze de anul nou, cere același lucru. Mai an, bădica, trebuie să nu arunca plugul să iasă, brazda de sub plug să iasă cu rod. Deci, se dorește în continuare rodnicie și cred că e la nașterea Mântuitorului un moment în care și cele sufletești, subliniez încă o dată, cele sufletești, dar și cele trupești trebuie să împlinite. Vreau să mai fac două mă rog, remarci la ceea ce ați spus. Pentru perioada comunistă, vis-a-vis de atitudinea ei față de biserică, atitudinea comunistă, o știm, am trăit-o pe pielea noastră, nu se poate problema. Dar aș face mereu niște corecții în legătură cu atitudinea totuși la început, în anumite momente, a statului ateu și comunist față de monumentele istorie, de monumentele bisericești. Că unele, așa cum s-a întâmplat la Galați, Biserica Precistă a fost transformată în muzeu, da? E una. Dar trebuie să recunoaștem că în același timp, de pildă în nordul Moldovei, au fost restaurate în această perioadă și s-au făcut cercetări serioase, arheologice, etc., la monumentele istorice de prim ordin ale neamului românesc. La Putna. Putna a fost restaurată în anii 50 și... Sucevița, toate. Adică, practic, nu ne-au șters de pe hartă. Nu ne-au șters de pe hartă. Că au și demolat de la un anumit moment, iară nu putem uita. Nu atât de multe, dar au reușit. E cum să spunem de Ceaușescu că dacă i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat până la urmă și în zi de Crăciun, spre rușinea noastră totuși, nu pot să nu amintesc de faptul că a dat jos biserici. A fost de acord cu unele să fie translatate și cine i-a dat soluția și cine a reușit să facă lucrul ăsta cu cinste lui și în veci să fie pomenit, dar pentru ceea ce a făcut cu bisericile care le-a trăit, cu Văcăreștii, perla să spun, stilului brâncovenesc în țara românească, nu? Care ca o sinteză extraordinară, ce ai avut cu Văcărești? Ca să faci acolo un lac maș, un simbol pe care trebuia să-l spargă. Trebuia să spargă. Spart. Cotrocenii, la fel. Păi sunt lucruri care sigur că te ajunge pedeapsa celui de sus. Domnule profesor, da, probabil că cei care se uită în momentul de față la noi și văd pe fundal curcelul tăiat și noi vorbim despre cele sfinte, o să spună cu siguranță... Da, și aici un amendament. De ce n-am tratat cu Uniunea Europeană să avem dreptul să tăiem porcul? Cum vrem noi. Cum vrem noi. De ce și aici a trebuit să primim un amendament și să suportăm acea chestiune cu asomatul. Cu scărpinatul, cu... Dar până la urmă, noi români, oricum, la capitolul regulă, cred că suntem campioni, l-am încălcat. Și nu mai putem noi de regulile lor și le facem noi cum vrem. Dar până la urmă, poate nu-i întotdeauna un lucru rău treaba asta. Dar îmi doream această antiteză și special am făcut cât am putut eu de mult, să vorbesc despre lucruri importante în timp ce cineva hărtănește un purcel. Și asta e lucru foarte important. Este important, pentru că ne strânge. Am sesizat, indiferent cât de multe zâmbete am simțit eu de jur împrejur un platou, că... Porcul, prietenul nostru, ne strânge la un loc. Cu țuică fiartă. Exact. Cu pomara porcului. Pomara porcului
oameni buni, este, pomană, este unica... Că și suflet care... Deci pomana porcului nu există pe planeta Pământ nicăieri. Noi suntem singurul popor de pe planeta Pământ care face pomana porcului. Din porc. Păi vedeți. Corect. Cu mare semnificație. Cine e în stare să uite, da? Adică din purcelul meu, indiferent câți bani am sau n-am, eu românul meu un purcel, da? L-am tăiat, eu fac din chestia asta pomană. Da? Pomana este un lucru creștin. Absolut. Pomana nu este tradiție. Nu, dar e pleacă din sufletul celui care e foarte adevărat. Vorbim despre sfârșitul de an, în care se strâng și alea bune și alea rele și singurul loc în care te simți bine este în familie, în mod special, categoric, și cu prietenii. În jurul bradului, eventual. Da, în jurul bradului, da. Bradul care este... Discutam puțin mai din avreme. E o altă invenție. E o altă invenție, sigur, da, destul de târzie în creștin, dar care e tot un simbol al perenității. El este pomul vieții. Este tinerețea fără bătrânețe. Și de multe mii de ani. Și de multe mii de ani. Păi bradul, motivul bradului, îl avem încă, cred, din neolitic, dacă zic bine, și mai târziu, pe ceramică și așa mai departe, pentru că, încă o dată, nu mai vorbim de țesăturile extraordinare ale satului românesc, să vedem zone și de Brăila, și Buzău, dar și mai sunt Moldova, dar unde nu, Mușcelul, dar unde, Oltenia, peste tot, motivul bradului este motivul tinereții fără bătrâneții și a vieții fără de moarte. Domnule profesor, vorbeam mai de unez despre un subiect foarte drag mie, acel al identității de brăilean. Când echipa noastră de handbal, volei, surcă, ce Dumnezeu s-o mai juca, are rezultate spectaculoase, brăilenii brusc își aduc aminte că au un loc comun în care trăiesc. Da? Asta cred că e valabil și pentru Galați, probabil și pentru alte localități. După mintea mea, nu este suficient, da? După mintea mea, avea identitatea de brăilean înseamnă cu siguranță mult mai mult de atât. Dar cred că unul dintre motivele importante ar fi acela de a ști de unde vine și unde locuiește. Pentru că am senzația că pentru marea majoritate a brăilenilor, așa am spus-o de câteva ori, poate chiar sună un pic a răutate, dar pentru mulți dintre brăileni care provin din Bărăgan, Brăila este nordul platformei nord-bărăgane. Nu e pe malul drept, pe malul stâng al Dunării, da? Noi mai suntem pe malul stâng al Dunării, domnule profesor. Și cu insula Pastra Magiilor pe partea cealaltă. Pastra Magiilor pe partea cealaltă, care dat după 1800 s-a lipit, s-a acolmatat brațul acela foarte scurt. Corotișca. Dintre el și... Nu Corotișca. A, Veriga. Brațul dintre Ostrov, dintre insula Pastra Magiilor și Baltă. Pur și simplu acolmatat. Și insula s-a lipit de ceea ce se cheamă astăzi insula Marea Brăilei, o denumire pe care pentru mine este odioasă. Nu pot să spun, vorbesc decât de Balta Brăilei, care este o denumire științifică, geografică, istorică, geografică, consacrată. Și vreau să vă spun că e o adevărată inepție, o adevărată inepție din toate punctele de vedere. Geografic, ecologic, din orice punct de vedere vreți să discutăm chestiunea, prezența insulei pentru mine, și am spus-o nu odată public, eu mă rog ca odată și odată apa, sigur că vor spune unii că am ce, apa să vină și să ia înapoi pentru Brăila. Ce este Brăila? Balta Brăilei. A, sigur. Balta Brăilei. Pentru că insula mare, unu, s-a făcut cu munca atâtor mii de deținuți, au oasele subtigre acolo, care au murit acolo, și este profund imoral ca o asemenea ore, în ghilimele, a omului care n-a dorit să o facă, cei care au fost împiși cu piciu, să umfle buzunarele unora. Iar culmea e nici ca măcar nu-i de la acesta, noi. Nici de la noi și nici măcar un leu pentru Brăila. Da. Deci aici vorbesc ca brăilean și cred că am dreptul la vârsta și la, mă rog, ceea ce am mai făcut până acum aici colo pentru Brăila, să pot să spun un punct de vedere care va trebui odată și odată să triumfe. Cred că doar natura ne va ajuta, pentru că timpul care s-a dat pentru această exploatare de vreo 49 de ani e destul de lung ca să nu ajungă poate până acolo. Eu mă rog pentru lucrul ăsta. Subscriu cu mare drag. Datinele locale, discutam despre chestia aceasta, nu sunt neapărat reprezentative pentru noi brăileni, pentru că noi brăileni am fost prea multe sute de ani un conglomerat de
Da, populației. Populației și, sigur, și românești etnic și alte. Da, sigur că da, și da? Sub o stăpânire administrativă. Dar ele funcționau, da, ele funcționau la vremea respectivă pe comunități foarte bine. Spuneam că Brăila are marele noroc de a avea cartiere ale etniilor, are cimitire ale lor, are biserici ale lor. Ceea ce dovedește respectul și traiul cât se poate de corect și de în pace, nu? Unii cu ceilalți. Cum are reușit noi să-i convingem pe oamenii aceștia, care mulți dintre ei sunt convins că sunt de bună credință, vorba despre cei care locuiesc în Brăila, da? Să se ridice în picioare și să vadă că de jur împrejurul lor sunt niște lucruri extraordinar de frumoase, da? Da? Și care merită a fi legate de persoana lor. În primul rând, ca să spună că sunt brăileni. În primul rând trebuie să citească foarte mult. Sper să nu aibă iz de reclamă ceea ce spun eu acum. Să vadă, să viziteze Muzeul Brăilei cât mai mult. Dar nu e al dumneavoastră, e al Brăilei. Sigur. Și mai mult decât atât, să citească foarte mult despre, în primul rând, opera marilor brăileni. Dar vreau să spun un lucru. Revin la ceea ce v-am spus. Cred că este remediu. O oră de istorie locală și o oră de geografie locală, în care să le prezinți oamenilor evolutiv ceea ce s-a întâmplat cu geografia locului, ceea ce s-a întâmplat cu istoria locului, cu personalitățile care le-a ridicat Brăila, cred că poate să ridice sentimentul acesta de mândrie de a fi Brăila. Altfel cum... Bruma de politică pe care am făcut-o în, să zicem, ultimii 8 ani de zile, m-au făcut să încerc să vă determin, să vă aduc la acest punct de... experiență. Și am să vă spun de ce. Probabil că Agora în momentul de față nu are cum să mai funcționeze. E foarte complicat, cu toate că în Londra funcționează. Cine dorește să vorbească acolo, legea îi permite. Chiar nuanțat, da? Am înțeles, sunt sigur. Nuanțe liberale acolo, conservatoare dincolo. Mi-este însă foarte greu să cred în altă... da, că vom umple vreo sală din Brăila pentru asemenea oră, dar vă provoc să facem o oră de istorie. Vom vedea cum, la televizor. Da, despre istorie locală. Locală, absolut. Și istorie înseamnă foarte mult și foarte multe domenii. Da, da, poate fi și istoria literaturii, poate să fie și tradiție. Istoria culturii, da, care înglobe literatura. Da, dar puțină istorie locală care nu mai e cunoscută. Am să aduc, dacă e, anul acesta mi-am propus și n-am mai avut resurse, un manual de geografie din 1911, de geografie de clasa a patra. A Brăilei. Geografia pentru clasa a patra a orașului. Dar să vedeți cum arăta un manual pentru copii de clasa a patra, cărora le arătai punctele cardinale esențiale și unde e Brăila pe harta țării. Brăila chiar se află într-un loc important și un loc care merită a fi luat în considerație. Sigur, acum nu facem decât să întărătăm sau cum se spune. Sigur, să... Asta este și rostul unei emisiuni, mai mult de atât nu putem face. Stimulăm oricare să virusăm oamenii. Așa ceva. Dar sfârșitul acesta de an pentru mine este mai deosebit pentru că am trecut prin ultimii 3 destul de greu. Au fost 3 ani, nu știu ce va veni, că nu sunt mama omidă și nu mă ocup de vrăjitorii. Dar nu mă uit foarte atent la știrile de pe mass media, că multe dintre ele îmi aburesc capul și așa nu-mi trebuie mult. Dar au fost 3 ani grei, au fost 3 ani complicați, am trecut prin tot felul de lucruri și realizez că oamenii se apropie de casă, uitând din ce în ce mai mult tradițiile. Ce înseamnă colindatul? Că ăsta era un lucru legat de sat integral. De ce colindau oamenii? Ca să-l vestească pe Domnul. Ca să vestească nașterea Mântuitorului. Domn, să înălțăm. Am venit să contăm băierul meu acasă. Toate colindele, în esență, sigur, ele surprind diverse momente ale sărbătorii și ale nașterii lui Iisus, dar toate aceste colinde nu fac altceva decât să vestească nașterea Mântuitorului și să-L preamărească. Unele din versuri sunt extraordinare și nimeni, absolut nimeni, nu poate să spună cine e autorul. Oamenii mari colindau, oameni de vârsta noastră, vântul nu numai copii. Bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Deci, extraordinară expresie poetică, nu? La o extraordinar de diversă paletă de colinde.
Dacă oamenii mari, pentru că acestea sunt vorbe pentru oameni mari, nu pentru copii. Dacă oamenii mari colindau, înseamnă că nu era rușinos, nu, să colinzi. Deloc, în primul rând. Nici acum n-ar trebui tineretul satelor își făceau, cum să spun, un titlu de mare onoare. Un titlu de mare onoare. Sigur. Să fii, da, primit la ușa fiecărui gospodar. Asta înseamnă că dacă, sigur că da, pentru anul care vine am să iau o nuielușă de măr. Pentru că sorcova de acolo, da, provine, asta vorbeam. Pornește, da, da, sigur că am, da, să iau o nuielușă de măr, am să o pun undeva într-o vază la lumină, la căldură și dacă înainte de Revelion va înflori, așa cum spune datina, da, că de aici vine cu flori de măr, lerui ler. Veți sorcovi, da, cu ea. Oare pe cine ar trebui să sorcovesc ca să înțeleagă că viața e chiar, da, frumoasă? Da. Din păcate, emisiunea noastră nu mai 50 de minute are și nu putem vorbi mai mult, dar viața chiar frumoasă, da, și merită a fi trăită. Ar trebui să zâmbim că sfârșitul anului este un sfârșit sănătos, de vreme ce încă există. Promite un început. Sigur că trebuie să vină 2012 cu, mă rog, e încă un an, da? Sigur că atâta, da, vreme cât suntem sănătoși la minte și la trup. Anul și la mulți ani. Și la anul și la mulți ani. Anul, da, și la mulți ani, ca așa spune. Eu nu pot decât să vă mulțumesc. Sper că am stârnit comentarii, dispute. Probabil, și în sensul pozitiv și cel negativ. Timpul e foarte, da, cum să zic, scurt ca să putem detalia unul din subiectele atâtea câte le-am trecut în revistă. Sigur. Nu pot decât să transmit tuturor telespectatorilor la mulți ani cu sănătate. Vorba, cum să spun, cu care se încheiau toate decretele regale, inclusiv cel pentru Muzeul Brăilei, care a împlinit 130 de ani, tuturor celor de față și viitori, sănătate, spunea regele, pentru că a luat din gura poporului, și o să o spun mereu, ceea ce i s-a părut urarea cea mai sănătoasă potrivită. Și mai potrivită. Da. Tuturor celor de pași viitori, sănătate. Eu ce pot să vă spun, că vă doresc foarte multă fericire, era și o glumă, da, ciudată, că măi, nu mai spune atâta sănătate, că sănătate și cei de pe Titanic aveau. A, da, noroc n-au prea avut, da. Da, da, oamenii să fie fericiți, da, alături de cei dragi. Absolut. Și noi să ne revedem la anul, da, cu o nouă lecție de istorie. La mulți ani. Da. O asemenea provocare cu o lecție de istorie. Cu mare drag. Oricum. Vă mulțumesc foarte mult. Multă sănătate.